Să presupunem că ești un fotbalist și din păcate ai făcut o distorsiune la genunchi. La cine te adresezi? La antrenorul de sport sau la ortopedul? Sau alta variantă. Presupunem că ești un fotbalist și vrei să devii campion. Unde te duci? La antrenor de sport sau la un ortoped? Sta cu mine și vedem diferența printre psihoterapie și coaching. Salut și bine te-am găsit! Sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau cum deseori mi se spune, omul care aduce performanță. Și data fiind că am spus că sunt coach, încerc să răspund astăzi la întrebare care mi se face mai des și pe care cred că mulți se fac. Care este diferența printre un coach și un psihoterapeut? Pentru că, într-adevăr, amândoi acționează asupra oamenii, amândoi acționează asupra creierului, amândoi lucrez cu vorbe. Deci, aparent activitate foarte similară. Din păcate nu este deloc așa și exemplul pe care l-am făcut în introducere e exact asta. La un moment dat, în momentul în care eu, într-adevăr, am probleme de toate feluri, am probleme, traume din copilărie, am pățit abuzuri, am nevroze, am dependențe, în fine, tot repertoriul pe care orice psihoterapeut îl cunoaște, la coach nu au ce să cauți. Pentru că e o meserie specifică de a recupera probleme exact în aceeași fel în care un ortoped are o specializare în faptul de a recupera o problemă de sănătate. Când te duci la un coach, când nu ai probleme de acest gen, dar vrei să mergi mai departe, vrei să devii un campion în ceea ce faci. Poi poate fi public speaking, poți să vrei să devii chiar un campion de sport, poți să devii chiar un campion în business, dar nu faci sub nicio formă terapie. Acest amestec se datorează faptul că, din păcate, e o constatare, nu e din păcate, în meseria de coaching s-au băgat mulți cu un background, cu studii în psihologie și, evident, aduc cu ei tot repertoriul lor de nevrozi, de psicozi, de complexe. Dar, din păcate, tocmai e foarte dăunător și, cum să spun, ar fi ca și cum tocmai un ortoped s-ar otari să devină antrenor de sport. Din păcate, dacă este antrenor de fotbal, de sport, e și, cum se spune, o anumită doză de nesimțire, de nepasare, adică la un moment dat eu sunt antrenor de sport, vreau să câștig. E dacă am fac o întindere, dacă risc un accident, nu contează pentru mine, contează rezultatul. Asta mentalitatea de un antrenor de fotbal. Pe cât, evident, un medic ortoped e mult mai precaut, deci nu este deloc bun în sensul ăsta, pentru că se gândește la toate accidente, la toate inflamații, la toate probleme care se pot întâmpla pe teren de joc. Deci, chestia asta este extrem de importantă și să nu vorbim, uităm de faptul că, din păcate, pentru că meseria de coach e cam tocmai borderline, mulți de fapt fac psihoterapie chiar dacă n-au licența. Eu cred că chestia asta e total imorală și extrem de periculoasă, pentru că poți să faci pagube foarte mari. Pe cât se referă la mine, imediat când depistez orice semnal de suferință psihică, trimit imediat la un psihoterapeut. Nu este meseria mea, nu sunt autorizat, nu îmi place și chiar nu știu ce să spun. La mine vin oameni sănătoși care vor să devină campioni. Deci, eu sper că am lămurit chestia asta. Repet, un coach este exact ca un antrenor de sport. Te face să devii campion în ceea ce faci tu. În schimb, un psihoterapeut este ca un medic ortoped. Dacă ai o întindere musculară, ai o inflamație, ai chiar o fractură, chiar ceva grave, te repune pe picioare. Dar nu are pretenție să fii cel mai performant, doar te pune în picioare. Sper că am clarificat odată pentru totdeauna diferența asta, care este extrem de importantă, pentru că lucrurile se amestec, și pentru astăzi e tot, ne vedem mâine cu alte idei. O zi bună în continuare!